Cred că da. Cred că am făcut record, boys. Numai și numai speciale în rom. Incredibil, bro, așa ceva. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys cu un nou record mondial, sau cel puțin recordul ăsta a fost făcut, dar noi l-am renoit pentru că am reușit cu 32 de români să fim full speciale. Ce drept că ne-am bătut capul, știți bine că am mai postat un episod în care v-am arătat că au rămas 1v1 pentru prima dată când am văzut acest lucru în finală și de atunci mi-am bătut capul ca să facem chestia aceasta și recordul acesta, dar important este că am reușit. Și asta vă zic și vouă, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să o țineți seria aceasta și am un challenge pentru voi la rândul vostru, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce ați vrea să vedeți pe viitor. Să vedeți o anumită legendară ca să jucăm de 32 de ore, adică 32 de persoane să aibă legendarea respectivă, sau să facem orice altceva, ce vă trece vouă prin cap, sau să facem un episod de mituri. Dacă aveți cumva mituri pe jocul acesta și vreți să apareți în următorul episod, lăsați acolo în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă și abonați la canal, pentru că și pe acest episod o să spunem 5 abonați, dar numai să ne vedem puțin care sunt aceștia ultimii. Gata, și abonații de astăzi de pe episodul acesta sunt Gabi Gamer, Andrei Huțan sau Hutan, nu știu sigur dacă e cu diacritice, SCMM94, Mario22 și 1ST Gamer. Vă mulțumesc din suflet pentru abonare. Nu uitați să vă abonați și voi la canal și să apăsați clopoțelul dacă vreți să apăreți pe următorul episod. Bineînțeles, exact cum au apărut cei de mai devreme abonații noștri. Dacă tot suntem aici la început, ia să dăm și puțin așa niște spinuri, că e păcat. După aceea o să vă arăt cum a reușit să doborâm recordul acesta, record mondial, pentru că, bro, o specială, la momentul de față tu nu poți o iei din free spin. Opa, vezi că ne-a picat Nurse Joy. Ne-a picat Dolores. Nu avem skin-ul. Și acum sigur o să dea Stumble Tokens sau gemuri. Vă bala apărut pe cât vreți voi. Acum probabil să fie gemuri, după aia Stumble Tokens. Sau invers. Ia. Mamă, cât de bun sunt. Și acum o să ne dea ori un Stumble Tokens, ori 3 Stumble Tokens. Atenție mare de tot. Stai așa ca să mai dăm un altă spin. Deci asta vă spuneam că din free spin-uri nu poți să iei speciale. Și până la urmă trebuie să iei cumva, să ai noroc sau să iei oferta. Ca să poți... Ia vezi. Dacă îmi dă 150 de gemuri, ieși. Eu am zis 1 sau 3, mi-a dat 5, au fost mai de treabă. Bă, asta se întâmplă de fiecare dată. Asta poate să fie unul dintre mituri. De fiecare dată când ai la free prize, cu noroc fantastic îți pică ceva bun, dar de câte ori am dat eu până acum nu mi-a picat decât Stumble Tokens, gemuri și skin. Și când nu-mi dă skin, îmi dă ori de 2 ori gemuri sau de 2 ori Stumble Tokens. Cam asta e. Fără să mai prelungim, hai să trecem la episod și să vedeți cum am reușit să îndeplinim acest challenge și acest record mondial și după aceea revenim la final. Ia să vedem, suntem de data asta full speciale, bro! No, fără un scheleton. Bro, eram full speciale fără un scheleton. Incredibil, asta e cel mai blană record până acum. Hai că am picat și în cap. Era cel mai blană record de când filmez eu full speciale. Da, hai că jucăm fără emote-uri cu băieții dacă e ceva. Vreau 5 ghesuiale. Am reușit să mă calific, doamne, doamne, doamne. Păi doar un singur caracter dacă nu era, gen doar scheletonul acela. Uite mă, Alice ăla, bă, și am zis că îl dau afară, dacă îl prind oricum îl dau. Dar important e că suntem din nou spirit. Bă, un singur impostor, doar unul. Trebuie să mai încercăm, mă, că trebuie să prindem noi full speciale, e incredibil. E imposibil să nu prindem. Doar un singur om. Și incredibil. Doamne, și fotbaliară, nu se poate și ceva. De ce când suntem full speciale ne dăm mai fotbal? De ce? Mă duc chiar eu atacant? Haide, haide. Aoleu. Mamă, bună, ne-l echipa adversă să mai poartă asta. N-avem portari. Wow, am plecat prin mapă. Golul ăla, bine, mă!
Să stea portar, băieții. Le iau pe Bonan în brațe și sar cu el. What? Păi m-a luat shield și am aterizat la el în bază? Mamă, e 1-1 scorul. 1-1 și autogol, bine mă, 2-2. Mamă, 2-2? Bro, dar stați și voi portar sau? Deci că e meci de națională. Adevărat că la ce echipe avem aici, chiar că e națională României. Din la full speciale. Naționala României, boys, asta. Vai, ce voleu. Bine! Bine, mă, sii! În regulă, bro. S-a jucat. Ciudățică treabă. No, porcări imens. Porcări e imensă ce s-a întâmplat aici. Ca așa se întâmplă când joci cu abonații. Na. Da, Gigi. Și am mai făcut încă un room. Hai să vedem dacă de data aceasta o să fie record mondial și o să fie 32 de persoane sau cel puțin record național, să fim 32 de români cu full speciale. Ar fi o idee fantastică. O idee și un record minunat. Am emoții. Cred că da. Cred că am făcut record, boys. Numai și numai speciale în rom. Incredibil, bro, așa ceva. Deci asta putem spune că putem să dăm și pe stop chiar la început. Și să se observe lucrul acesta că suntem full speciale în meci. În sfârșit, bro, am reușit să ne ghidăm pentru că era foarte greu ca să-i ghidez pe băieți. Majoritatea intrau și își dădeau codul între ei. Ce am primit acolo? Haide, băi, sări. Nice. Opa, aici nu pot să sar. Aici probabil că o să sar. Nice, bro. Easy. Deci suntem toți full speciale, nu? Nu cred că e cineva fără specială. O să vedem după aceea când o să pice majoritatea. Sau când o să punem stop la început. Dar da, e bine, e bine. Am reușit în sfârșit. Dacă nici asta nu merită butonul de like, nu știu ce mai merită pentru că am stat mult de tot. Poate să mai facem după aia o încercare. Să vedem dacă reușim aceeași să ne calificăm. Adică să ne înscriem. Ia. Da, bro. Nu e nimeni fără specială. Toți numai și numai speciale. Doamne, da, cum se vede. Wow, wow, wow. Ia. Ce ne dă pentru runda a doua? Sper că nu e echipă. Că de fiecare dată numai echipe ne-a dat când am jucat cu speciale. Băi, dacă te-a stat la rotire. Uite, mă! Mă, de ce când suntem full speciale ne dă numai echipă? Nu înțeleg. E a patra oară, cred. Ceva de genul ăsta. Băi, e ceva ciudat la mijloc, nu se poate. Când ne-a dat fotbal sau când ne-a dat asta? Când suntem speciale. Nu înțeleg ideea. Nu știu spălat să-l dau la o parte. Ok, o să încerc să stau aici. Bun, bravo. O să vină asta aici, aia e problema. Să vină Antonio. A picat. Ah, firea la limită. Se scorul 7-3 pentru ei. Oricum, indiferent de situații, cine câștigă, cine pierde. Important e că am reușit să facem room de full special. E irelevant cine câștigă și cine pierde. Cine câștigă, da, cine câștigă și cine pierde, am zis bine. Hai să nu fac vreo greșeală. De vorbire.
Ai, mă, cum să pic în așa hal? How? Bun, acolo. Ah, mi-a dat și lachetă. What? Nu, l-a luat în brațe și ne-a dat cineva rachetă și am picat amândoi. Wow. This is insane, man. Cred că o să pierdem, s-ar putea. Mm, 5 la 4, 5 la 5, 6 la 5, te rog. Te rog. Bine, mă! Voi, în ultima secundă! Bro! Încontre! Și să vedem ce finală va fi. Dacă va fi block day sau ceva de genul ăsta, o să fie tryhard mare. Lavalent. Nu știu dacă știu băieții, adică dacă o să se ghideze de să jucăm fără emote-uri. Cred că ar fi un competitiv mai mare dacă ne-am jucat fără emote-uri și fără pumni. Pentru că pumnii sunt incorrecti, uite, vedeți? Da, bravo, a picat cu mine direct, gen s-a sacrificat ca să pice cu mine, bratele, las-o naiba. Vezi, e absurd lucrul ăsta. E absurd faptul că dacă tu vei face room, mă, să ai și tu o posibilitate să blochezi emote, să nu te joci cu emote. Credeți că e mare, mare lucru ca să faci treaba asta pentru joc? Cum e la turnee să joace oamenii fără emote-uri, să pui și la rumuri să se joace fără emote-uri. Doar că mi se pare că e un dezinteres și o neimplicare foarte mare, mai mare decât la Brawl Stars pe jocul ăsta. Când ar putea naiba să pune și... Wow, bă, ce urât a picat acolo, nu te cred. Mai bine să rea normal. Rapunzel, Cristi și Ace au rămas ultimii. Doi ninja lui Alba și 3 și un Inferno Dragon. Uuu, ce pumn acolo din mers și se duce acolo și Ace n-a reușit să-i dea pumn. Lui Cristi, este Cristi vs. Ace, probabil au emote, i-a dat pumn acolo și a câștigat Cristi, ro. Ce match și 4... Ce 4? Nu, 32 de speciale, 4 win. 32 de speciale, un singur match și acesta a fost Ninja Low care a câștigat practic. Ninja Low putem spune că are 1-0, azi dacă reușim să mai facem un room full speciale. Și cea de-a doua rundă, cea de-a doua încercare, ia să vedem, cred că sunt persoane noi care au intrat acum. Ia, oare mai reușim o dată să facem recordul, să ne-l doborăm pe cel de mai devreme? Imește-mă, și fără game mode de echipă. Bun, suntem din nou full! Full speciale, bine! Recordul străzii și al familiei, uite. Bine, ce drepte că am zis că doar în final o să fie fără emote-uri. Ce ping mare avem. Deci, în final o să fie fără emote-uri, dar văd că băieții își dau și pe aici, am zis să nu dau. Bravo, bro! Dacă mă calific e lucru mare. Hai că m-am calificat, asta e un lucru foarte important. Bun, bă, ce competitivitate mare e când suntem full speciale. Ia uite, mamă cât de clean arată, doamne, doamne, totul strălucitor. Bă, și sunt mulți cu skinul acela de Skeleton. Cât de clean, cât de frumos. Fără echipe. Ce clar că dacă suntem full speciale ne dă numai echipe, altfel nu pot să înțeleg. Ok, nice. Am crezut că ne dă iar echipă. Nici nu știu care e. Pe mijloc, pe dreapta, pe stânga. Da, bravo. Ce înghesuia la naibii, mai apucăm noi? Oare să mergem? Să ne calificăm? O să fie hard rău. Caută-mă lumea trei hard. Și te împiedici de unul, de altul, îți mai dă un pumn, îți mai dă un picior, mai piși pe capul lui. Cred că ea și-a dat inimioară. Nu știu cum am ajuns aici, sincer. Bun, mergem pe mijloc. Cred că majoritatea s-au dus pe mijloc. Și pe dreapta. Nu te cred!
Nu te cred că nu am cotit acolo ca să mă duc până pe aia la mijloc. Nu se poate așa ceva. Doamne, no way. Bă, și eram calificat. Ia să ne în finală. Sper să nu regret. Ceva o mapă bună. Ah, ok, ok, ok. Hexagonul. Hexagonul când joci cu full speciale e ceva de genul ăsta. Like a boss. Așa trebuie să stai să te uiți. Like a boss. Momentul în care faci un full speciale și reușești să intre cu toții. Să nu intre vreun impostor. Da. Ia că sunt curios aici. Deci Eddie cu Ace, cu Bogdan și cu Crux. Geo. Vedeți cât de mare este competitivitatea aici? Oare cine va câștiga aici? Se duc foarte... A, o să câștige celălalt. Bogdan e foarte bine, gen foarte, foarte bine. La distanță de două hexagone a câștigat Bogdan. Două hexagone. Incredibil. Incredibil, mai încercăm o dată. Sigur că da, că e păcat. Și ultima rundă de pe acest episod, Like a Boss cu ochelarii care ne poartă noroc și ne ajută ca să fim full speciale. Să sperăm că ne poartă și de data aceasta. Pentru că n-am făcut nicio prezență, totul a fost pe repede înainte. Uimește-mă. Da, suntem din nou full speciale, nu cred că e cineva infiltrat, nu cred că este vreun impostor probabil. Aici să sperăm că o să o luăm înainte și că nu o să fie vreo problemă. Ca să rămânem în spate, da, bravo, mi-a dat mare pumn. Da, mi-a dat și mare picior. Când zboară piciorul, când zboare, zboară pumnul. Zboare. Da. What? What? Am rămas băguit acolo, boys. Nu e posibil. Cred că mă calific, sper. Bine-s. Fără pum, fără picioare, fără inimioare, fără nimic. Easy. Ochelarii noștri impermeabili. Hai să vedem. Oare câștigăm și noi un meci sau salate? Cam greu din toate specialele să câștigi un meci, dar ce mai contează? Jean boxează. Putu, ce greu se califică băieții. Cred că au rămas în urmă acolo la... Au rămas în urmă la asta. La platformă. Bine. Parcă nu-i bine nici să fie atât de mare competitivitate, că se califică greu. Fără echipă, te rog. Ok, interesant. Mamă, dar câți albaștri sunt, câți au ninja lău acela. Te orbește albastru ăsta. Bă, băiatule, bă, că n-ai cum așa ceva. Da, bravo. Bă, n-ai cum, bro, n-ai cum. A dat mare pumn acolo din mers. Ia să vedem ce final avem. Da, ultimii transpirați suntem aici, într-adevăr. Până la urmă, dacă ai o specială, nu cred că ești așa slăbos, știi? Adică să n-ai vreo treabă cu jocul. Poate... Mamă, hexagon, iar nu te cred. Vedeți aici competitivitate. Trebuie să-mi dau ochelarii jos. Că nu văd bine pe hexagoanele. Au rămas mulți ninja lei. Cam toți. Ce-i drept? Nu știu pe care să mă mențin. Da, bravo. Am făcut afaceri. Ai, se mai întâmplă și la case mai mari, ce să și faci. Hai să vedem cine câștigă. Cross Quiz din nou în finală. Bogdan, Pain, Andrei acolo, bine, cu Geo. Au ajuns la ultima platformă deja. Probabil că și aici o să fie competitate mare. Dar să avea un avantaj Andrei aici, pentru că stă pe platforme mai puține. Se duce acolo în săritură Ace.
O să-i bată din platforme. Sigur că da, se duce acolo la distanță mare, sare și Andrei. Îi dă pumn, dar nu reușește să pice din pumn. Andrei acolo se duce după Ace. Ace probabil că o să-i dea pumn, stau pe un singur hexagon, se duce acolo și sare și Andrei. Dă și piciorul, se duce pe cealaltă platformă. Ace a reușit să ducă Andrei cu 1v1 cu Ace și pică Andrei primul sau Ace. Cine este câștigătorul oare? Ia să vedem. Cred că Ace. Da, bă, la o limită de 0,0001 secunde, adică o miime. Asta da match, asta da competitivitate. Ei bine, cam asta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de butonul like și de abonare și să spuneți acum la secțiunea de comentarii ce vreți voi să vedeți pe viitor. Bineînțeles că challenge-urile acestea, dacă o să mai fie cu skin-uri sau ceva de genul ăsta, o să facem pe live, pentru că e greu off-camera că nu voi filma să prind 32 de speciale sau 32 de legendare de același fel. Înțelegeți ideea? Deci dacă vreți să participați și voi, intrați pe live-uri, mare parte eu le programez și le fac undeva după 5 sau chiar la 5, mare parte dau drumul la live-uri în fiecare zi, nu chiar în fiecare zi, cam cu o zi pauză între ele. În fine, toate cele bune, ne vedem data viitoare, nu uitați să vă abonați dacă vreți să apăreți și voi pe următorul episod. Pa, pa! Subscribe!